Excelență, performanță și rezultate deosebite. Sunt doar câteva dintre calitățile care recomandă Colegiul Național Mircea cel Bătrân atât în țară cât și peste hotare. Fiecare clasă se mândrește cu elevi olimpici care au dus numele Constanței în topul clasamentelor la diferite concursuri și olimpiade. Este și cazul lui Ingrid, o elevă de clasa 11-a. Își dorește să devină medic și totodată este pasionată de literatură. Am participat la Olimpiada de Română și la Public Speaking la engleză. Unde te-ai calificat la aceste concursuri? La română am ajuns la județeană, dar a intervenit pandemia și nu am putut să particip mai departe. Iar la public speaking, la fel, tot la județeană, am luat locul 2. Atât ea cât și colega Elena profită de fiecare ocazie pentru a participa la concursuri. Participa la un concurs de franceză, de fotografie și la un concurs de TIC, la care am luat premiul al doilea pe țară. Sunt foarte mândră pentru că fac parte din acest colegiu și avem cu ce să ne mândrim. De ziua Unirii, colegiul a fost decorat. Medalia comemorativă a fost oferită de Klaus Iohannis în amintirea elevilor mirciști, care încă de acum un secol au contribuit la dezvoltarea României. Elevii, absolvenții, profesorii Colegiului Național Mircea cel Bătrân au fost implicați de la evenimente de apărarea patriei până la dezvoltarea ei economică științifică. Cred că prin această medalie se aduce un omagiu generațiilor care s-au jertfit pentru patrie și totodată o apreciere pentru colectivul nostru didactic care păstrează memoria vie a celor care s-au dus voluntari și și-au dat viața pentru a apăra țara. Momentele anilor de război erau în arhiva specială și eu am găsit diplome de premiu. Iar în ciuda diferitelor perioade tulburi ale istoriei, colegiul a reușit să fie mereu un etalon al performanței. E o recompensă pe care, la cel mai înalt nivel, pe care o resimțim ca pe o apreciere dată activității noastre. Acest colegiu este o școală de referință pentru Dobrogea și pentru dezvoltarea elitelor naționale. Președintele Klaus Iohannis a decorat cu prilejul Zilei Naționale a României mai multe cadre medicale, membri ai corpului didactic și reprezentanți ai societății civile.